Norvegienii cu mai mulți ani în urmă l-au scos pe Dumnezeu afară din cultura lor. Și sunt capabili să facă aceste lucruri și să tolereze aceste lucruri pentru că Dumnezeu a fost scos afară. Îmi vine în minte parabola nebunului scrisă de Nietzsche. Și în această parabola nebunului, Nietzsche povestește despre momentul în care societatea îl omoară pe Dumnezeu. Societatea scoate pe Dumnezeu afară. Atunci trebuie să pună ceva în locul lui. Și Nietzsche spune, umblu pe stradă și mă gândesc că trebuie să punem o nouă morală, noi valori, în locul valorilor pe care Dumnezeu le-a promovat și ni le-a dat. Lucrul acesta se întâmplă în Norvegia. Și lucrul acesta se poate întâmpla și în societatea noastră. Și eu cred că trebuie să fim atenți la valorile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Sunt valori testate de mii de ani. Sunt valori pe care s-au construit societăți. Am încercat într-un fel să ilustrăm asta și am făcut o mică lucrare vizuală în care am pus câteva din valorile creștinismului. Și acolo în față este pus Dumnezeu, la început Dumnezeu. Noi credem că la început de orice trebuie să fie pus, așezat Dumnezeu. Apoi un alt pilon este pilonul familiei. Credem că Dumnezeu ne cheamă să avem familii sănătoase și cred că noi ca și societate, ca și cultură trebuie să facem să se știe lucrul acesta. Apoi este biserica și apoi este comunitatea. Dumnezeu ne-a chemat să fim sare și lumină aici în Cluj, aici în comunitatea în care ne-a așezat El. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți creștinii, fie că e vorba de România, de Germania, de Norvegia, în Europa, să fim sare și lumină. Dumnezeu să ne ajute la asta. Aș vrea să vă spun însă, privind la lucrarea asta pe care au făcut-o niște tineri de la noi din biserică, o să-l rog pe unul dintre ei să tragă unul din piloni și să vedem ce se întâmplă atunci. În momentul în care unul dintre pilonii puși de Dumnezeu acolo este scos, se ajunge la dezastru. Și asta se va întâmpla în Norvegia și asta se va întâmpla în Europa. Numai că unul dintre stâlpii de acolo era speranța. Și noi avem nădejde că harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu nu va lăsa să se întâmple lucrul acesta. Noi avem nădejde că Dumnezeu se va îndura de familia Bodnariu. Noi avem nădejde că Dumnezeu se va îndura de noi. Și până când va reveni Domnul Iisus Hristos, mă rog și ne rugăm să ne rugăm împreună să fim sare și lumină și să fim o mărturie vie pentru Domnul nostru. Amin.